Propun, dacă astăzi Parlamentul acceptă să voteze în prima lectură, pentru lectura a doua să nu-l punem în dezbateri până guvernul nu vine cu modificările importante care ar susține acest proiect. Eu înțeleg că proiectul dat vine același spirit al directivei Consiliului European, dar aceasta aduce elemente de confuzie în legislația națională. Când într-o lege avem unele noțiuni și pe același domeniu legea de bază are alte noțiuni. Deci consider că votul astăzi în prima lectură ar trebui să fie condiționat cu un proiect complex pe care trebuie să-l prezinte la această temă guvernul. Noi am venit deja cu niște noțiuni, ce înseamnă detailist, ce înseamnă organizator. În lectura a doua vor fi modificate. Dar nu puteți face în lectura a doua la un proiect care deja este aici. Vă mulțumim. Noi suntem de acord chiar în codul civil să le modificăm. Eu am înțeles. Doamna Pelehovici, rugăm frumos. Că, din punctul meu de vedere, modificările ar trebui să fie și la legea 352 din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova, publicată în Monitor Oficial în 2007. Acolo sunt elementele la care faceți referință dumneavoastră, că veniți cu modificări pentru anumite sancțiuni în codul civil, care este obiectul acestei modificări. Deci, noi nu putem să mergem și la pasul 2 de dezbatere pentru lectura a doua proiectului 372 până nu aveți dumneavoastră inițiativa cu modificarea legii cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice.